Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Trupă care se cheamă Bearul. Bearul. Păi nu că am avut mai devreme urs cu W, WRS, aia sunt preferații lui Luca. Și de urs. Luca are probleme cu ochii la el. Mă rog, Luca are multe probleme în perioada asta. Nu reușesc să mă acomodez, nu mai văd aproape deloc. Trebuie să mă duc la un nou control. Eu ți-am spus că oamenii care mi-au făcut mie ochelarii și primii ochelari cu care în sfârșit văd bine după foarte, foarte mulți ani, te-au văzut în poză și în transmisiunea pe Facebook. Și au zis că ochelarii nu stau bine pe fața ta și să te duci să ți se aranjeze treaba. Ți-am spus și ai zis că nu te interesează, că tu de-abia ți-ai făcut și sunt noi. Și problema nu este cu ochelarii, problema e cu ochii. Deci interesul tău nu e să păstrezi ochelarii, să păstrezi ochii, înțelegi? Auzi, ai mai încercat cu ochelarii aia din supermarketuri? Nu. Poate vezi mașina. Și ideea e că eu nu știu cum îi manipulez. Când totdeauna am o amprentă pe lentilă care mă scoate din sărite. Și acum am pățit. Că nu mai pui degetul pe lentilă, nu mai nu vreau să pun, adică eu am grijă. Mai vrădeștele, nu apar amprente pe ochi. În fine, ne scuzați, vă rugăm. Voi știți că noi suntem ca în familie. Vă împărtășim totul. Ah, și acum nu știu cum o să ajungem noi la asta, la subiectul. Da, subiectul e următor. Mi-a atras atenția, am văzut o mireasă în cătușe. Și nu era pe un site din acela, era pe un site din știri. Păi puneți ochelarii aia, că nu mai pot ăsta. Flutur ochelarii. Gata. Deci era o știre. Deci era o știre cu mireasă în cătușe. O mireasă arestată chiar în ziua anunții, poze cu mireasa în cătușe, încă în rochie albă, și te întreb ce inimă să aibă poliția să facă așa ceva. Cea mai frumoasă zi din viața fetei și pac, o arestează, o pun în cătușe, o pozează, este între doi polițiști de aia mascați, pentru că este șefa unui clan de interlopi în Mexic. O lași măcar până ia voalul. I-au dat volul pe spate. Dacă nu până la tort. Măcar la periniță. Se vede un pic și mustața. Mireasa Nancy N. a fost săltată, iar mirele El Raton Clemente. Mama! Se cheamă Clemente N, zis și El Raton. A scăpat. Și cei doi sunt acuzați de, țineți-vă bine, să nu trebuie să mai zic asta cu țineți-vă bine, am întic. Hai, zi. Cei doi sunt acuzați de, n-o să vă vină să credeți, da, uluitor, țineți aproape, șantajarea vânzătorilor de pui din Toluca, în apropiere de Ciudad de Mexico. Băi, ce probleme au și acolo. Băi, deci ăștia șantajau vânzătorii de pui. Au și răpit 4 angajați de la un magazin de pui. Îi amenințau că dacă nu plătiți, vă dăm el dihoros. Da. Vă lăsăm dihorii dihoros. În fermă. Să nu mai puneți tacâmuri în pungile cu pulpă. Vă răpesc pe toți. Da. Frumoasă. Interesantă surpriză pentru ziua anunții. Adică nu te-ai fi așteptat. Dar de la asta ne-am gândit să vă întrebăm dacă aveți povești spectaculoase. Poate nu chiar așa, nu, dar chiar spectaculoase așa. Din, da, ziua anunții. Da, din nu anunților voastre. Dacă ați fost la vreo nuntă la care s-a întâmplat ceva absolutamente spectaculos, sau poate acolo s-a inițiat ceva extraordinar și nu v-ați fi așteptat. Eu am cazul unei nunți. N-aș vrea să spun prea multe, dar mă rog, doi colegi de breaslă s-au căsătorit. Așa. Și la nuntă el i-a făcut ei o surpriză. Îi plăcea foarte mult să cânte. Așa. Și a făcut cadou un mic program de karaoke, a dus un cântăreț care a făcut animația acolo și ea a cântat alături de acel cântăreț pe scenă și s-au îndrăgostit. Nu cred. Da, și a divorțat foarte repede și s-a plecat cu cântărețul. Deci a nu cred. Serios? Da. S-a îndrăgostit și cântărețul, înseamnă. Da, domnule, a fost o poveste, a fost dragoste la prima vedere pe scenă. Mai bine te arestează decât să se întâmple asta. Băi, e bine că s-a întâmplat repede. Adică așa e, adevărat și asta. Nu s-au chinuit, practic s-a făcut nunta, au luat darul și după care s-au despărțit și ea a plecat cu... A fugit cu cântărețul. A fugit cu un artist. 0372069599. Dacă ați trăit povești senzaționale la nunți, la nunta voastră sau la nunți, dacă ați fost și ați văzut situații de genul ăsta. Da. Dați-ne un telefon și mesaj audio 0728-3132. Dacă nu, nu. Mai lăsa dacă a fost. Uite, să fie. Am fost la o nuntă la care s-a bătut nașul cu mirele. Scrie cineva așa la prima mână. Și asta spune. Am vrea detalii. Ce s-a întâmplat? Când? Cum? De la cum ce s-au luat? Da. O leac de batai nu strică. Un amic îmi dă mesaj. Noi, zice, am plătit un tort extraordinar de complicat. Și am primit o simplitate incredibilă de tort. După ce am sunat la cofetărie, am înțeles că tortul nostru a ajuns în alt județ.
la un cuplu care a fost foarte bucuros. Normal. De faptul că fiecare credeau că celălalt a aranjat surpriza acelui tort miraculos. Da, da, da. Dar ce frumos te-ai gândit la mine. 0372069599. Întâmplări de la nunți, dacă ați trăit, dacă ați auzit, dați-ne un telefon și spuneți-ne. La Europa FM vorbim despre întâmplări din ziua nunții. Foarte multe mesaje venite, foarte multe telefoane, dar unele par absolut fantastice. Da. Sunt unele, sunt doar câteva pe care, sincer, mulțumim că ne-ați trimis mesajele de scriere, nu le putem difuza, ne-am amuzat, dar nu pot fi difuzate. Altele sunt, par, cum zicea Zaf, sunt fantastice, dar mai știi, frate, ori fi adevărate, poate... Uite, ne-a scris Eugen, zice, am ajuns cu alaiul la biserică și biserica era încuiată. Preotul uitase de nuntă. M-am dus și l-am adus de acasă. Noroc că l-am găsit. Asta mi se pare foarte plauzibil. Foarte plauzibil. Cum e plauzibil și îmi trimite o amică, zice așa, am un prieten care nu a mai ajuns la nunta lui de două ori. A treia ori a fost cu noroc și întreb de ce. Zice, poate că era frică. A, în sensul ăsta. N-a ajuns de două ori. Tot felul de palii. Da, eu am două situații cu furatul miresei. Una... povestită de Valentin, care spune, la nunta unei verișoare, mirele, cetățean german. Totul bine și frumos, până când mireasa a fost furată, mirele și familia, necunoscând această tradiție, au luat-o în serios și nunta s-a terminat cu poliție, declarații și multă confuzie. S-au luat bătaie. Iar o situație, nu, altul a fost de felul ăsta. Fii atent, nașul, nefiind din zonă, nu știa cu furatul miresei, s-a agățat de mașina celui care a furat mireasa, a fost târât pe asfalt câțiva metri, după care i-a aplicat respectivului o rafală de palme și injurii. Bun așa. Salut, Cristi! Salut, Cristi! Neața, neața, băieți! Ia spune. Deci, viitoarea mea fostă soție, pentru că suntem în prag de semnare a actelor. Okay. Da, așa... socrul meu e de altă religie, familia ei este de altă religie, nu vreau să zic ce religie, că nu... Așa, contează. Zine povestea. Așa, l-am dat afară pe socrul meu de la nuntă. De ce? Pentru că bine, ce religia, pentru că religia lor, ei n-au muzică cu ritm, cu tobe, cu chestii de genul ăsta și l-am invitat pe un prieten de-al meu, muzician, care a cântat piesa Septembrie luni. Adică, o știți și voi, piesa este foarte frumoasă. O piesă foarte frumoasă, melodică, tot. Așa, și socrul meu îmi făcea semne din spate, disperat, acolo, să închide muzica, să închide muzica și am spus, tu pleci afară și pleci de la nuntă. A venit la mine și a zis, eu plec. Zic, du-te, pleacă, du-te, roiu, hai. Da. Și a plecat. Aveți mulțumesc. O relație bună încă de la început. Da, practic, multe. Apropo de asta, mesaj de la prietenul Dumitru. Zice, am participat la o nuntă cu două formații de muzică. Una pentru manele, cealaltă pentru restul. Ca nuntaș a fost ok, până spre dimineață. Fiecare formație cânta câte 30 de minute. Muzicanții se certau care să cânte mai mult. Totul a fost relativ ok până spre dimineață, când nuntașii erau bine dispuși. Pe la 4 jumate a început bătaia pe cine să cânte de fapt. Auzi. Și apropo de asta, fii atent, că avem, de la, avem mesaj de la un cântăreț. Da. Spune, am cântat la o nuntă ce a avut invitați și vreo 3 sărbătoriți. Și mirele a cerut ca fiecare invitat să bea câte un shot pentru fiecare aniversat. Deci au rezultat. Pofta s-a deschis, așa că pe la 4 dimineața, în timp ce noi cântam Happy, zburau pumnii printre invitați ca în Roadhouse. Bun așa. Bine a fost niciodată. Neața, băieți, știți că până anii 1990 a fost un cutremur puternic în România, da, iar în seara acelei zile a fost o replică a acelui cutremur aproape la fel de puternică ca prima. Da. La mine în bloc era o nuntă în acea seară de sâmbătă, și acum țin minte, și na, erau oameni modești, era o nuntă oarecum restrânsă, pentru că se ținea într-un apartament de bloc cu două camere. Da. În momentul în care a început replica cutremurului, s-a dăduse deja darul și s-au stins luminile, s-a creat busculadă, teamă, lumea țipa, care încotro. Ei, ce se întâmplă? În acel moment când s-a stins lumina, copiii invitaților de la nuntă au găsit cutia în care se strânsese darul.
și au ieșit pe balcon și au început să arunce așa, să vadă cum zburau acele hârtii de 100 de lei. Vă dați seama că la prima ora dimineții oamenii erau disperați, băteau din ușă în ușă la noi în bloc să ne întrebe, să ne roage dacă am găsit ceva bănuți, dacă vrem să le dăm înapoi. Vreau să vă spun că la prima ora dimineții s-a făcut o gașcă așa de voluntari din bloc, eram vreo 10 persoane, cred, care bâșbâiam și încercam să căutăm prin fața blocului, până iarbă, pe după mașini, pe și după pietre, bagotele, frate, și să recuperăm ce să mai putea recupera, să-i dăm bietului om. Da, este o întâmplare 100% adevărată. Vă salut, Dănuț din Galață. Aș fi vrut să știu, Dănuț, și cât ați recuperat din banii aia. Hai să vedem ce spune Marius. Bună dimineața! Salut, Marius! Bună dimineața, băieți! Deci am o întâmplare de anul trecut, din octombrie, de la nunta fratelui meu. Eram puțin obosiți după câteva sute de șaturi și am făcut o poză cu un artist. Și a doua zi dimineață, la micul dejun, ne întrebam cine a făcut poza. În poză eram eu, Mireasa și Nașa. Nașa zicea că i-au făcut poza. Zic, nu există, că tu apare poză. Mireasa zicea, păi nu, stai că eu v-am făcut poza, nu vă mai aduceți aminte. Zic, nu există așa ceva, că știu o poză. Nici până ziua de azi nu știm cine ne-a făcut poza. Artistul. Ok. Artistul era și el în poză. Era și artistul în poză? Da. Artistul era și el în poză, da. O situație de șpriț crunt. Și uite, ca să încheiem cu o poveste haioasă de la Bogdan din Bacău. În ziua anunții mi-am spart capul într-un aparat de aer condiționat. Mi-au făcut antitetanos. Bun, da. Am avut mâna dreaptă amorțită și apoi am călcat strâmb când am dansat și am făcut întors. Când am plecat dimineața în luna de miere, eram ca după război. Bogdan, să sperăm că ești bine și că ți-a mers bine în rest. Mulțumim pentru mesaje, pentru telefoane, ne întoarcem imediat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.